Primarul Emil Boc a anunțat că licitația pentru realizarea metroului din municipiul Cluj-Napoca va fi suspendată. De vin ar fi creșterea prețurilor materialelor de construcții. Procedura ar urma să fie reluată în toamna acestui an. Primăria Cluj așteaptă de la guvern actualizarea hotărârii de guvern care stabilește costurile construcției metroului clujan. Multe dintre materialele de construcții s-au scumpit cu peste 15% în ultimul an. De exemplu, un kilogram de fier beton costă cu aproape 90% mai mult față de 2021. Am luat decizia de a suspenda temporar procedura de achiziție până actualizăm indicatorii tehnico-economici a investiției. Nu noi am adus războiul, n-am provocat noi creșterea prețurilor la materiale. Indicatorii am aprobat anul trecut. Patru firme de construcții sunt interesate de acest proiect. Reprezentanții companiilor l-au anunțat pe Emil Boc că proiectul a devenit prea scump. Firme care au realizat 19 proiecte de metrou pe patru continente și care ne-au informat că ar fi dorit să participe la realizarea acestei lucrări de metrou în municipiul Cluj-Napoca, dar din nefericire, datorită prețului aprobat anul trecut, și datorită creșterii prețurilor care au avut loc anul acesta, nu pot participa la licitație. Proiectul metroului din Cluj-Napoca se întinde pe 8 ani, iar valoarea sa a fost estimată la 1,3 miliarde de euro. Consiliul local a aprobat încadrarea în acest buget. Autoritățile locale se bazează pe o finanțare de 300 de milioane de euro prin PNRR. Traseul ar urma să includă 19 stații pe o lungime de 21 de kilometri. Conform proiectului aprobat de primărie, primul tronson al metroului din Cluj-Napoca ar trebui finalizat până în 2027. Singurul oraș din România care beneficiază de transport subteran este în prezent Bucureștiul.